Ce să fac ca să fiu fericit? L-a întrebat un tânăr pe un călugăr înțelept. Părintele i-a dat un sfat ciudat. Mergi în cimitir și înjură-i pe morți. Deși contrariat, tânărul a făcut întocmai. S-a întors și a primit un alt sfat ciudat. Acum mergi și laudă pe cei din cimitir. După ce i-a ocărât, tânărul le-a spus vorbe frumoase morților și s-a întors la înțelept. Ce au zis morții? Nimic, evident. Ei bine, spuse bătrânul, dacă vrei să fii fericit, păstrează-te între dispreț și laudă. Nu răspunde nici la una, nici la alta, așa cum au făcut morții. Adevărul este că identificăm de multe ori cauzele nefericirii noastre unde nu trebuie. Singurătate, sărăcie, eșec profesional. Acestea sunt doar efecte ale unei stări mai profunde. Adevărata cauza nefericirii este mândria, orgoliu. Ele te fac să reacționezi agresiv când ești înjurat, tot mândria te îmbată atunci când ești lăudat. Povestioara cu care am început, asta vrea să spună. Dacă te păstrezi neatins nici de dispreț, nici de laudă, ai toate șansele să dobândești acea pace interioară fără de care nu poți fi fericit.